Suntem în zona miturilor. A murit în 1980, găsit mort în vila de la Mogoșoaia. Scrisese ultima carte, cel mai iubit dintre pământeni, care fusese retrasă din librării după ce a fost scrisă. Și e sau nu mit că ar fi fost ucis de securitate? Oficial, am văzut dosarul de la procuratură. Sunt foarte multe lucruri acolo care nu concordă, nu se leagă. Suprapun. Și aici Mariana Sipoș a făcut o anchetă mai largă. Sunt foarte multe lucruri care nu se pupă. Sunt declarații care se bat cap în cap, sunt greșeli de urmărire penală pe care le consider voite și nici de cum, pentru că am povestit unui amic de-al meu care este procuror și ne-am uitat pe el și mi-a spus, dom'le, nu așa se face. Erau niște pași care trebuiau făcuți în investigația de atunci, care n-au fost făcuți din motive de, și aici începe teoria conspirației, de ce n-au fost făcuți, de ce există urme pe tâmpla lui dreaptă, de ce a fost mișcat din pat până să vină procuratura, de ce era cearșaful cu pete roșii. Sunt foarte multe dileme pe care probabil că odată și odată istoria le va... Sunt, dar cred că ceva s-a... Sunt patru decenii de atunci. V-ați gândit vreodată să porniți o investigație așa pe compropriu? Să încercați să dați de niște martori care, dacă se mai află în viață. Am încercat la un moment dat... De anchetatorii de la acea vreme? Am încercat la un moment dat, acum mulți ani de zile... Am încercat pormă și am vrut să încep și oficial să cer o redeschidere a cazului. Din ce am înțeles, legal, dacă trece o perioadă mai mare de 25 de ani, nu se mai permite oficial să redeschizi. Așa, off the record, pe marginea subiectului, am mai vorbit cu oameni care au fost implicați în ancheta de atunci și în toate evenimentele. Mulți au murit, mulți nu vor să vorbească. Personajele cheie n-am reușit să iau legătura și să intre, domnule, spunem, uite, Tănăsescu, Dan Claudiu, care a fost în dimineața aia, n-am reușit să-l întreb, domnule, spune-mi și mie cum l-ai găsit, ce s-a întâmplat, sau Cornel Popescu, sau... Sunt multe intuiția ce vă spune? Intuiția îmi spune că ceva s-a întâmplat.